Bună, dragile mele! Sunt Mihaela și vă prezint câteva din lucrările mele de Crăciun. Aici avem două suporturi pentru pixuri și creioane, un crăciunel și o crăciuniță, făcut exact ca în realitate, lucrate cu sârni exact ca în realitate, făcute pentru doi copii superbi. Aici este și crăciunel. Sunt două suporturi care le-am realizat foarte repede, după imaginații proprii. Aici avem un mileu cu brăduți, s-a început de la centru. Dacă vreți o să vă fac tutorial și la el, s-a lucrat fiecare brăduț în parte, câte 9 perluțe pentru fiecare brăduț puse înainte de a începe să lucrăm. Aici avem Moș Crăciun micuț de 3 cm, superbi pentru pus la cadouri sau agățați, pur și simplu. Le-am pus și cârligii mici. Aici sunt niște îngerași superbi apretați pe sticle de jumătate de litru de plastic, pentru că așa îi puteam să scot mai ușor de la apretat. Aici avem stele de Crăciun făcute cu sârmă pe margină și cu fir aurit după plăcere. Un mileu superb care l-am lucrat după o schemă. Primele mele globulețe. Anul acesta am vrut să fac și globulețe croșetate. După cum știți, ele se apretează și se pun la uscat pe balonașe, așa cum ați văzut și în alte clipuri. Aici avem o coroniță pentru ușa de la intrare, făcută pe un suport de poliesteren. Superbul globuleț David, pentru că are 6 colțuri. Se începe cu un cerculeț și formează o stea, steaua lui David. Dacă știi cineva despre ce este vorba, tutorialul este gata. S-a încărcat ceva timp în urmă. Aici avem ornamente, care și ele le-am apretat apoi, de lipit pe geam, de agățat în brăduleț. Sunt superbe, foarte ușor de făcut, tutorialul este pus și pentru ele. Vă doresc spor la lucru!